hidratați, nu? Salutare, dragilor! Numele meu este Sorina și astăzi mă voi menține cât se poate de hidratată. Am o nouă pasiune pentru acest suculeț cu mere și smeură. Mie îmi place foarte mult, cu un cup de gheață este perfect în aceste zile caniculare. Nu uitați și voi să vă hidratați cât se poate, feriți-vă de soare, aplicați-vă loțiune de soare, așa că indiferent de zi, cred că voi putea filma oricând, pentru că mi-am achiziționat recent un instrument care mă va ajuta să-mi îmbunătățesc calitatea contentului de pe YouTube. Așa că ne hidratăm în continuare, stăm în casă și urmărim vloguri frumoase. Haideți să înceapă ziua, haideți să haidem! Ok, dragilor, înainte să începem a deschide cutia cea mare, am de deschis repede restul de produse care trebuia să-mi sosească la comanda anterioară, când am făcut vlogul precedent cu unboxing-ul. Aveți link în descriere dacă nu ați văzut clipul. Șapcă nouă, nouă nouță, pentru că nu aveau această șapcă clasică, mi-e place foarte mult modelul acesta, avea doar pe roșu, mi-am dorit și albă, așa că mi-am achiziționat doar această variantă. Nu este pe mărimi, bineînțeles, o mărime universală. Da, mie îmi plac foarte mult șepcile, pot spune că sunt fan șapcă, așa că sper din suflet ca cea inițială clasică să o aducă și în varianta pe alb. Doamne! Mărime XS, ca de obicei. Încerc să deschid frumos în caz că nu-mi este bună mărimea, să trimitem produsul înapoi în punguța originală, cum a sosit, nu? Este un crop top, sunt sigură că îmi vine. Nu voi mai sta să le încerc, pentru că de data aceasta avem de lucru la cutia cea mare și încerc să fiu rapidă. Al doilea produs și acesta îl voi deschide frumos, pentru că atunci când îl voi încerca mai târziu, cum spuneam, să-l pot trimite înapoi. De data aceasta mi-am luat mărimea S și bine am făcut, pentru că am zis că fiind bluză cu mânecă lungă, XS nu știu cât de strâmtă va veni, dar S-ul pentru mine este mai mult decât ok. Mie îmi place foarte mult. Bineînțeles, nu mai are rost să povestesc despre culoare, că este culoarea mea favorită. Îl voi încerca mai târziu și sper să și rămână. Produsul cu numărul 3. Oh, asta e chiar mișto. Produsul cu numărul 3. Se va potrivi cu ce port eu astăzi. Cred că chiar va trebui să încerc ceva. De data aceasta i-am mărimea M. Am picioarele lungi și da, trebuie mărimea M. Al patrulea produs. De data aceasta mărimea S, n-am știut exact să aproximez la acesta. Și
Și bine am făcut că am luat S și nu XS. Super! Da, și așa pe spate. Foarte mult îmi place. Mă bucur că am luat S, pentru că XS consider că mi-era după foarte strâmb și nu e caz. Hai să trecem la treabă. Aceste cutii nu au chestia aia punctată prin a le desface. Ok, tragem doar de scoci. Serios? Dita mai cutia pentru această cutie? Din nou arma crimei. Mulțumesc! Sper să nu tai ceva. Ai. What? Cel de-al treilea pas este să vedem oare ce se află aici. Hai să vedem. Iar cutii, serios. Oh, no. O, da! Și manual de instrucțiuni? Unde găsim? Măi, n-am nici cea mai vagă idee ce fac aici, dar cred că e bine. Sper să fie bine. Am crezut că e ceva hârtie să mă uit ce fac. Nu! Harry! Da? Am zis că mergea cam greu și am să-l desfiletez mai mult și l-am desfiletat până a căzut. Dar de ce n-au ceva de instrucțiune? Ce-ți trebuie instrucțiune? Da, e asta. Am mult atenție. Și că am scris aici asta. Asta e de ploaie? Păi, ce bine asta. Nu e de ploaie. Bine, nu știu dacă mă pui pe mine, dar... E ajuns așa. Merge și mai sus. E cât de sus. Merge. Hai să lăsăm mai jos totuși, cât e cam pe aici. Stai așa, deci cât sunt eu, reglează-o să fie mai sus, să vină lumina mai așa. Și? Ce faci să vezi fie tot la... Lipsește ceva. Asta? Nu, că la trupa ce l-am scos eu pe ăla. Ce să lipsească? Da, să ține. Da. Particip și eu aici, serios. Așa, măi? Nu, măi. Dar dă-mă de chestia asta mai în jos. Așa trebuie. Păi așa, hai să dăm asta, să fie la nivelul nostru. Mamă, ce pricepute sunt! Este mult de radic. Asta nu pare intră... A, intră așa, de orice. Nu știu, da... Ok.
Eu nu prea mă pricep cu din astea. Poate e unul de rezervă, de-aia sunt de trei. Trebuie să scot unul de-aia. Trebuie să-l arăt așa. Asta așa, pun fără în viață. Dacă pun așa. Dar ea zice să le pui mai sus un pic. Hai, tu ține și eu înfiletez. Mamă, ce treabă în echipă facem. Păi nu. Poate că atâta e, să stea el fix. Și ade? Păi așa, de, nu. Dacă uite, nu. Las-o așa. Auzi? Dar are ceva aici ca un... Uite asta, are de ce-o fi? E un arc, nu e... Arcul ăsta. Da, da. Aaaa, da, mulțumesc. Da, da. Nu știu cea mai pricepută, dar și când mă pricep, mă pricep, frate. Da, da. Asta vine... Pune becul ăsta de stradă. Deci că suntem. Și voi lumina precum un soare. Așa. Vine cămășuța. Pelerina de ploaie. Pelerina de ploaie. Exact. Hei, și are buton ca la veioză. Exact, da. Ce avem priză în acest conservator? Jos, în dreapta, în spatele camerei. Sau aici? Acolo, da. Păi, dar degeaba le bage, că aici este lumină... Da, să vedem cum merge. Bate soarele ca nebunul. Iade. Stai. Așa? Și... Și îți pregătiți pentru ce urmează. Wow! Da, bineînțeles, acum este... Cum? Soare rău și nu vreau să observă. Da, acum bineînțeles, mi-am cumpărat astea, da, soarele. Mhm, mulțumesc, Doamne. Așa, dar da, da. Să spun că se vede un pic. Dar trebuie să mergem în partea cealaltă. Hai să-l montăm și pe asta repede, repejor. Acum că ne-am dat seama acum. Să văd cum se vede pe cameră. Da, se vede, se vede. Parcă mă simt ca la buletin cu peretele ăla alb în spate. Dar stai că la buletinul trebuie să stai așa. Da, hai să-l mutăm și pe celălalt. Repede, repejor. Să-l pun pe ăsta aici. Același proces. Păiat în priză? Da. Și... What? S-a prins? Nu. Ai băgat, ai pus becul? Păi l-ai pus becul. Nu voi de crede. Hai de capul ăsta. Așteptam lui să se aprinde, dar... De emoție aici am uitat să punem și becul. Hai să punem asta la loc, să vedem dacă am reușit să facem ceva. Mai avem un bec de rezervă în caz de ceva. O, Doamne, va fi așa frică atunci când va pocni? Nu pocnesc asta. Gata! Merge și ăla, merge și ăla. Dar asta e cam blea. Ta-dam! Ce? Gleagă. Ta-dam! Ta-dam! Uite, stau contra luminii, abia mă văd. Da. Hai să facem acum un test, să vedem cum se vede o filmare într-o cameră mai puțin luminoasă. O să mergem în partea cealaltă, să... că e întuneric. Și da, dăm fără lumini și cu lumini să vedem pe ce am dat bani. Dacă se merită sau dacă nu, Amazon, ia-ți-le înapoi, mulțumesc, nu-mi plac. Pupici cu sclipici. Hai să cărăm totul dincolo, zic. Hai. Gata, dragilor, ne-am montat aici toate chestiile. Așa se vede un video cu lumină doar naturală. Și da, veți spune că este ok, dar este încă soare afară, dar ce ne facem în zilele în care este norat? Vor veni zilele acelea în care se întunecă mai devreme și cu siguranță trebuie să îmbunătățim calitatea videoului. Așa că hai să vedem ce pot face aceste două lumini. Așa pot spune că este... S-a reglat și asta. Este imaginea după ce folosim aceste două instrumente. Scrieți în comentarii dacă vă place. Eu personal, văzând de aici, mie îmi place foarte mult și consider că a meritat fiecare bănuț. Și nu au fost scumpe.
Dacă și ție ți-a plăcut acest video, nu uita să dai un like și un subscribe canalului meu și noi ne vedem data viitoare, de ce nu, cu vloguri cât de cât sau foarte interesante.